Bună dimineața! Peștii sunt din ce în ce mai vioi. Hai. Mâncare! Este un omic care o burtă ceva de nescris, pocnește. Eu să-l caut eu. Dar nu-l văd acum. Da. Bogdanei, care e fetiță. Așa i-a rămas numele. Ce să zic, afară este destul de plăcut. Se poate găti. Nu bate vântul. E rece, dar nu bate vântul. Dar o să intrăm în casă, pentru că rețeta de azi se face la cuptor. O să fac ceva pește. Macrou. La cuptor, în sos roșu. V-am mai spus eu, macroul, pește de apă sărată, și carasul, pește de apă dulce, sunt între favoriții mei. Cea mai bună carne, carne sărătoasă, și sunt și foarte ieftin. Noi românii, cred că dacă era macroul 100 de lei kilogramul, la restaurant toată lumea comanda macro. Dacă este 10 lei kilogramul, strâmbăm din nas, domnule, eu am valoare. Doar cei de pe TikTok au valoare. Noi ceilalți nu avem. Da, o să fac macrou la cuptor. Peștele meu favorit de apă sărată. Bine, acum n-am prea mâncat eu ton, cod și toate nebunile. Pește, spadă și... Da, pește care se găsește la noi în comerț. Am fost și la cumpărături, mai aveam nevoie de mici ingrediente. O să vă arăt ce am pregătit, se face foarte, foarte repede. De asta și rețeta o încep mai târziu. Vreau să fie gata undeva aproape de prânz, să mănânc cu poftă. Că așa, dacă e între mese, nici poftă de mâncare nu ai. Mai vor ăștia mâncare? Deci am doi de ăștia voalați. Ăla. Și mai e unul, uite, unul mai mare pe la fond. Pe unul, acum vreo 8 ani, am dat 17 milioane, 1700 de ron. Foarte scump a fost atunci. Ceilalți sunt mult mai ieftini. Vine rândul vostru, uite ăla mare, trebuie să-l bag la tavă. Ăla are 2,5 kg, sigur. În apă se văd mult mai mici. Și sunt foarte, foarte mulți mari, au crescut. Hai, intrăm în casă și gătim frățiorii, verișorii din ocean ai crapilor mei, coi. Hai să vă arăt și ce am pregătit. Am aici doi pești pe care i-am spălat bine. Vedeți că la interior au, în interiorul burții, au o peliculă neagră, aia e amară, trebuie curățată. Foarte proaspeți, congelați, dar proaspeți. Îți dai seama când îi curezi la interior. Dacă nu sunt proaspeți, se descompun. Foarte ok. Roșii, nu o să le folosesc pe toate, cred că vreo 4. O ceapă, usturoi, suc de roșii, pastă de ardei, pentru puțin și gust și este picantă. Mie așa îmi place. O lămâie, o mandarină. Mandarina... O să vedeți, o pun, facem un sos prima dată, se potrivește foarte bine cu roșiile și cu sucul de roșii, pentru că sunt acide și riscăm să devină sosul puțin acru. Dacă nu aveți mandarină, puneți o linguriță de zahăr și ce am verdeață, pătrunjel și mărar. Leoșteanul e lângă mine, pisoiul leoștean. Prima dată la sos o să folosim tulpinile, care o să aromeze extraordinar. E o rețetă foarte, foarte simplă. Facem prima dată un sos, punem peștele cu sosul la cuptor și aia e tot. Hai să ne apucăm de sos. O ceapă, lângă ceasa. Sunt așa iuți ce pe rețeta de azi, ceva de nescris. De multe ori mai iuți decât arde iute. Pe care o tăiem mai mărunt. Pentru că vrem să o transformăm într-un sos. Nu facem ceva sau tocană.
Uite așa, o să tai ceapa. 5 căței de usturoi de la Botoșani. Veniți, usturoi românesc, pe care îl zdrobim și tocăm mărunt. Peștele este prieten bun cu usturoiul. Astăzi o să legăm multe prietenii, o să vedeți. Așa să toc tot usturoiul. 4 roșii. Nu sunt nici cherry, nici roșii. Așa, mai medii. Dar sunt dulci. Pe care să le tai, uite așa, în 4. Astea o să ne dea consistență la sos. Mărar pătrunjel. Deocamdată o să folosim tulpinile. Frunzele le dăm deoparte. Pe care încercăm să le tocăm mărunt, mărunt, mărunt. Astea aromează extraordinar. Uite cum miroase. Hai, doamne. Super. Și o lămâie bio pe care o tăiem felii. Să avem totul pregătit. Oh, cum miroase și asta. Parfum. Gata pentru sos. Avem totul pregătit. Roșii. Lămâia nu o să intre la sos. Mandarina, de fapt, dar mandarina o storc. Cozile de la puțin pătrunjel și mărar, usturoi și ceapă. Hai să tăiem și peștele. Uite ce frumos este. Uite ce culori aprinse. Se vede că e proaspăt. Acum, uităm capul. Aici, pe după aripioară. Ăsta o să-l tai pe din două și vă imaginați cine o să-l savureze. Pisicile. Și acum îl tăiem rondele. Iar coada. Și asta merge la mustăcioși. Tigaie pe foc. Ulei de măsline. Ceapa. Leuștean. O să las focul mic, pentru că vrem să o caramelizăm, nu să o prăjim. Vrem să o muiem, să iasă toată dulceața din ea. Puțină sare. Roșiile tăiate sferturi. Le prăjim și pe ele puțin să-și lase sucul. Uite așa. Acum suc de roșii. Suficient. Tulpinile de la mărar și pătrunjel, tocate mărunt. Pun și usturoiul. Focul mic. Lăsăm așa cam 3-4 minute.
puțină pastă de ardei iute. Dacă nu mâncați iute, nu puneți. Puneți puțin piper. Mandarină stoarsă. Asta e prietenă bună cu roșia. O mandarină întreagă pun. Mama mia, ce zărmase sunt. Super. Asta da sos. Mai lăsăm 2-3 minute. Se împrietenesc ele acum. Sosul este aproape gata. Am gustat, este perfect la gust. O să-i mai pun ceva sare. O să pun de asta din Grecia, sare albastră. Uitați. Mamă mia, sare albastră. 30 de secunde și sosul este gata. Mandarina a făcut tot aici. Sosul este gata. Îl pun într-o tăviță de asta care intră la cuptor. E a treia zi când gătesc la această tăviță. Dar e dimensiunea perfectă, pentru că nu vreau să fac multă mâncare. Bun. Ce bine miroase. Acum să punem și peștele. Uite așa. Să vedem cum intră. Dai face un loc. Eu cred că intră perfect. Da. O să vezi că am măsurat. Perfect. Și acum lămâie. Hai să punem peste pește așa. Să nu lase să se usuce. Uite așa. Lămâia acum o să se coacă și toată zeama se duce în pește. Peștele și-a și din sos, gust minunăție. Asta o pun la cuptor la 190 de grade, habar nu am cât. Vă spun la sfârșit cât a durat. Deja arată excelent. Gata peștele meu, macroul. Asta la cuptor cam 45 de minute. Vă spun, mirosul este al unui pește de calitate. Miroase a ocean, miroase a restaurant de 5 stele, Michelin. Neapărat să mâncați macrou. Îți dau așa puțin la o parte să vedeți. Uitați ce carne albă are. Foarte puține oase, aproape spre deloc. Sănătos, nu mai spun. O să pun puțin mărar cu pătrunjel tocat. Unii pun mărar, unii pun pătrunjel, eu le pun pe amândouă. Aici, un ardei iute și asta este rețeta mea pe ziua de astăzi. Eu nu o să gust, mai las să răcească, încă nu este ora mesei, o să mănânc cam peste o oră jumătate. Ce să vă spun? Ieftin, gustos, sănătos, ușor de făcut. Neapărat să încercați. Vă mulțumesc, vă spun poftă bună. Uite cât de bine arată. Și nu uitați, ținem legătura. Am legătura în casă, am uitat să o aduc. La revedere și poftă bună.